vreau să reiterez aici în fața dumneavoastră câteva lucruri pe care noi le considerăm fundamentale în biserica noastră atât de ceea ce au fost uh, spuse aici, explicit sau implicit. Și anume, ideea de a ne contura ca identitate, viziune și misiune. Probabil că sunt oameni care pot veni pentru prima dată astăzi, oameni care veniți de ceva vreme, oameni care sunt de mai mult timp în biserica noastră. Alea să vedem pentru că e foarte important să vedem unde ne așezăm noi. Și unde ne așezăm noi nu din prisma gusturilor noastre, ci din prisma cuvântului Dumnezeu. Uh, vreau să vă spun uh, primul aspect, dacă vreți un fel de... Uh, facem o cunoștință, ne reîntâlnim pentru unii, pentru că ne știm deja de ceva timp. E o întrebare la care vreau să, să răspundem încă o dată și anume cine suntem noi. Cine suntem noi? Dragii mei, aceasta este, aceasta este povestea noastră, ăștia suntem noi. Biserica Geneza este o comunitate vie, dinamică și relevantă, alcătuită din oameni, din toți care, vedeți, suntem aici, și care au povești de viață unice și diferite în felul lor, dar care sunt uniți de credința în Isus Hristos și de convingerea fermă că prin jertfa sa ne suntem mântuiți. Suntem atât de diferiți unii față de alții. Și cu toate acestea, în ciuda diferențelor dintre noi, în ciuda faptului că venim din medii diferite, avem povești de viață radical uneori diferite, cu toate acestea există un lucru care ne unește. Și acesta este, dragii mei, convingerea fermă că prin jertfa lui Hristos noi suntem strânși împreună la altă. Dacă vreți să este un mod uh, sintetic de a ne prezenta cine suntem noi. Apoi, un al doilea aspect pe care vreau să uh, vi-l reamintesc sau dacă nu uh, vreau să îl. Uh, cunoașteți astăzi despre noi, cu ce scop ne întâlnim noi? Scopul, dragii mei, al întâlnirilor regulate din cadrul slujbelor publice, ca și cel în cadrul grupelor de casă ale bisericii noastre de peste săptămână, au ca scop, deci scopul fundamental și declarat și urmărit este glorificarea lui Dumnezeu prin închinarea noastră și cunoașterea mai profundă a lui Dumnezeu și a voii lui. Vreau să vă spun ceva, nu există nimic mai frustrant. Spunea John McCarthy la un moment dat un lucru într-o frază care cred că reprezintă ceva important de spus, și anume, zicea, pentru un copil care se comportă ca un copil, e un lucru extraordinar. Deci, un copil care se comportă ca un copil, e o bucurie pentru părinte. Dar când un om mare se comportă ca un copil, e o tragedie. Și vreau să vă spun ceva, că marea problemă în mediul nostru evanghelic este că sunt biserici foarte multe, populate de copii spirituali, mânați de orice vânt de învățătură. Îi la Timișoara, nu știu ce, toată lumea, gata, vrem să vedem. Dragii mei, ascultați-mă, câtă vreme nu o să creștem, câtă vreme nu o să ne maturizăm spiritual, o să avem problema aceasta de a fi mânați de orice vânt de învățătură. Ce vrem să facem aici? Care este, dacă vezi, scopul ca ne întâlnim să creștem și să ne se consolidăm? Pentru ca nimeni și nimic să nu ne fure. Nici cu învățături străine. Și să fii în stare, spune Pavel la un moment dat, una dintre uh, ucenicii lui, să dai socoteala de credința ta. Să fii în stare să dai socoteala de credința ta. Și asta vrem să facem aici, să creștem. Mai mult de atât, dragii mei, vreau să înțelegeți un alt aspect legat de Biserica Geneza, așa nume, cum privim noi oamenii. Cum privim noi oamenii? Aici, la Geneza, dragii mei, noi nu avem pretenția că suntem depozitari exclusivi. Domne, ca noi nu-i nimeni. Noi nu avem pretenția aceasta, dragii mei, că suntem depozitari exclusive a adevărului revelat sau unor abordări, adică, bă, ce facem noi la Geneza, îi number one, restul nu există. Nici vorbă de atitudine de genul ăsta. Dragii mei, Ceea ce noi facem aici este, dacă vreți, parcursul unor ani de zile în care ne-am cristalizat anumite lucruri pe care le-am văzut, în care am cerut de la Dumnezeu lumină. Deci nu avem o pretenție arogantă că noi am descoperit ceva nou sub soare. Nici vorba. Din potrivă. Dar, dragii mei, înțelegem că un lucru constant în slujire și vreau să sublinez asta, un lucru constant în ceea ce privește viața bisericii, geneza, dragii mei, stă schimbarea metodelor. Și o să imediat o să accentuez asta. Vreau să vă spun ceva, noi nu avem tradiții aici. Și mulțumesc lui Dumnezeu că nu avem datim și tradiții. Pentru că orice biserică are marea problemă și una dintre marele probleme a unei biserici este că pe măsură ce crește în timp, în evoluție, riscă să alcătuiască și să ducă după atâtea tradiții încât la un moment dat oamenii ăștia nu mai pot să schimbe nimic. Oameni buni, nu schimbăm cuvântul lui Dumnezeu, dar metodele fiți convinși că o să o facem. Singurul lucru constant în slujire este schimbarea. Și asta măsura în care Dumnezeu ne cheamă să facem aceste schimbări. Dar repet și subliniez, nu mesajul, în nici într-un caz al Evangheliei, suntem o biserică în ceea ce privește crezul nostru, suntem o biserică pentecostală clasică, chiar dacă unii ne-ar cateruga la emergenți, la capitolul și alții, dar ascultați-mă aici, când o să constatați că noi nu predicăm Evanghelia, Uh, veni să ne trageți de mânecă. Aveți tot dreptul. Noi predicăm Cuvântul lui Dumnezeu. Și, dragii mei, uh, suntem conservatori în ceea ce privește predicarea Evangheliei, mesajul Evangheliei, dar nu și a metodelor. Și o să accentuez asta. Cum vedem noi închinarea? E un lucru foarte important. Domne, am venit la voi, vrem să ne cunoaștem. Bă, cum să închină oamenii ăștia? Ce înțelegem noi prin închinare, de fapt? Închinarea e modul doar în care cântăm? Asta e toată închinarea? Sau cum facem colecta? Suntem atipi, știu, la noi se stă jos. Pentru că vreau oamenii să fie relaxați când dau bani. Pentru noi, dragii mei. Asta e pentru noi. Și asta am primit de la Domnul. Închinarea nu e doar un ritual religios sau o obligație de duminică. În sângerii Domnului și pontează. Unde a fost dimineață? Noi, abordarea noastră asta, deși Dumnezeu vede totul, și știe când stai în pat pe Netflix și program la biserică. Asta să știți că o vede. Uh, dar, dragii mei, pentru noi închinarea este răspunsul sincer la sacrificiul. E modul în care noi răspundem la ceea ce El a făcut pentru noi. La sacrificiul lui Hristos care a murit în locul nostru. De aceea vedem închinarea ca un stil de viață autentic, integrându o în tot ceea ce suntem și ceea ce facem zilnic. Închinarea e numai două ceasuri la biserică. Închinarea e tot ce faci. Cu tot timpul pe care Dumnezeu ți-l-a dat. Și modul în care parchez mașina și salut vecinii înseamnă închinare. Știu, pare frustrant. Uh, ultimul lucru pe care vreau să subliniez, acești cinci stâlpi, dacă vreți, îi avem de ani de consolidați și considerăm, dragi mei, că sunt foarte importanți ca să ne definim. Uh, un alt lucru, care-i datoria noastră? Care-i datoria noastră? Care este menirea noastră și datoria noastră a celor care suntem parte din Biserica Geneza? Conștientizăm, ascultați-mă, că în ochiul lui Dumnezeu, ăsta este un crez fundamental al Bisericii noastre, în ochii lui Dumnezeu, orice, fiți atenți, orice sfânt are ce? Un trecut. Și orice păcătos are un, are un viitor. Cu ani zile în urmă, cu mulți ani de zile în urmă, când Dumnezeu a făcut tranziția în viața mea de la o viață de pur evanghelist spre ceea ce înseamnă viața pastorală și implicit lucrarea de aici de la Geneza, vreau să vă spun că în, în, în interiorul meu a fost o împotrivire și am zis, Doamne, pentru ce e nevoie de încă o biserică în Oradea? Sunt așa de multe biserici în Oradea. Pentru ce încă una? Recunosc că am fost abordat de unii, bă, dar chiar vrei să vii și tu acum în Oradea? După ce mai și tu? Nu-ți destui în nu-ți destule biserici. Mă trimiteau prin Oltenia, prin Africa. Și am zis, ascultă mă aici, dacă ar fi fost după mine, n-aș fi făcut-o. Dar la un moment dat, Duhul lui Dumnezeu m-a conștientizat de următorul lucru, Torel. Poate că tu nu ai o poveste de viață ca altora. Tu ai avut o poveste de viață cu urcușuri și coborâșuri. Ai fost și în biserică, ai fost și în discotecă. Ai fost și sus, ai fost și la pământ. Și Dumnezeu m-a conștientizat de faptul următor, vreau să valorific culmea, poate pare ciudat, Dumnezeu mi-a spus, vreau să valorific parcursul vieții tale, inclusiv trecutul tău, pentru a veni în ajutorul celor care nu sunt sfinți de când să nasc. La nivel de oradea, nu exagerez ce vă spun, sunt peste 2000 de oameni, poate 3000 actualmente, care au venit în biserică, au făcut legământ cu Dumnezeu și astăzi sunt pănicăieri. Vreau să spun ceva un lucru legat de biserica noastră. Oricine ai fi, ascultă-mă ce spun, ăsta este crezul nostru, orice păcătos are un viitor. Dacă o să întâlniți oameni la un moment dat controversați care vin la biserica noastră și pe care îi știți vă nu știu de pe unde, ascultați-mă, îi primim cu brațele deschise câtă vreme vor să-L primească pe Hristos și să existe o schimbare în viața lor. Nu judecăm pe oameni după bagajul lor din trecut, ci vrem să vedem lucrarea lui Dumnezeu în ei. Vrem să vedem schimbarea și transformarea pe care Dumnezeu o face în viață. De aceea, așa privim noi oamenii. Nu vrem să te privim după ce ai fost, ci vrem să te privim după ceea ce poți să fii. Slavă lui Dumnezeu! Și, și ce mă bucur? Că în biserica noastră sunt atât de mulți oameni reabilitați, atât de mulți oameni care la un moment dat au fost la pământ, și astăzi îi văd făcând lucrarea lui Dumnezeu, și mi se bucură inima când îi văd. Slavă lui Dumnezeu! Deci, așa vedem, dragii mei, uh, uh, noi oameni aici la Geneza, și tot ce facem, tot ce facem, toate activitățile noastre, tot ceea ce noi facem în Biserica noastră, dragii mei, este rezumat în acest crez pe care noi îl avem, dacă vreți, formula ca un motor al Bisericii noastre. Cunoaște-l și fă-l cunoscut. Acum, dragii mei, suntem în fața unui nou început, suntem în fața unui an bisericesc. Și Alex va, va prezenta faptul că e, e o abordare, credem, foarte importantă să, să centrăm, să conturăm, să concretizăm această fereastră de 9 luni de zile în care oamenii sunt foarte legați de activități și vrem, dragii mei, să o transpunem în viața bisericii. Și vreau să, vreau să ne uităm, pentru că este un an nou, vreau foarte pe scurt să sintetizez câteva certitudini. Adică, întotdeauna, știți, când e vorba despre ceva nou care ne stă în față, există un sentiment amestecat în viața noastră. Îi și entuziasm, recunoaștem, ascultați-mă, noi suntem foarte entuziasmați. Chiar dacă poate expresia mea facială nu reușește să transmită asta, e și de la oboseală, dar sunt extraordinar de bucuros să știu că astăzi începem o etapă nouă în viața bisericii noastre. De aceea, oameni buni, nici nu am zâmbetul ăla de la Colghe, de la American, e natural, îmi place foarte mult să fiu așa cum sunt. Uh, dar ceea ce vreau să vă spun este următorul lucru Dar, mei, există o, o doză de entuziasm în fața oricărui început există ceva ce te entuziasmează bă, începem ceva nou, bun, începem dar în același timp, pe cât de mare e entuziasmul vine partea cealaltă bă, dar cum va fi? Ok, vrei să faci asta, vrem să facem, dar oare cum va fi? Și dintre entuziasm, dragii mei, se strecoară de foarte multe ori alături și vine incertitudinea. Ne gândim oare ce va fi, oare cum va fi. Există un pasaj în Sfânta Scriptură și există un moment de astfel de cotitură în care un popor și un lider nou ales uh, înfruntă situația asta. Se găsește scris în Cartea Iosua, capitolul 1. Și spune lui Dumnezeu că totul începe cu o mormântare. Știu, începuturile bune, uneori încep cu o mormântare. Adică îngrope anumite lucruri, îngrope anumite lucruri care țin de trecut și care, pur și simplu, cu care nu mai poți să mergi la drum. Dar în cazul ăsta e vorba despre o persoană, o mare liderul, mare titan al credinței, Moise, zice Biblia, în Iosua, capitolul 1, începe în felul următor. Iosua, capitolul 1, cu versetul 1, după moartea lui Moise. Moise moare. Acum noi știm cine nu fost Moise, ce o reprezenta Moise 40 de ani, ultimii 40 de ani din istoria poporului evreu în perioada aia grea, în pustie în, în, în pustia aceea, dragii mei Moise este figura predominantă Oamenii s-au raportat la Moise dar spune Biblia că Moise moare și acum, dragii mei, Iosua, care este, trebuie să preia conducerea poporului evreu, e foarte stresat, e foarte încorsetat, e speriat, e îngrozit de gândul că va trebui să conducă poporul ăsta și știe cât de greu e și știi cât de mari sunt responsabilitățile. Nu știu dacă au fost foarte entuziasmat, dar au fost foarte îngrijorată, Asta sunt convins că textul îmi, îmi, spune lucrul ăsta. Dar, dragii mei, vreau să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu astăzi și vreau să vedeți ceva extraordinar. Sunt trei certitudini. Trei certitudini pe care le putem extrage din Iosua, capitolul 1, și trei certitudini, dragii mei, pe care le putem formula pentru anul acesta bisericesc și pentru viața bisericii noastre. Primul lucru pe care vreau să vă spun, prima certitudine, ascultați-mă, se pot schimba o oamenii, dar nu și planul lui Dumnezeu. Când vine vorba de biserică, când vine vorba de lucrarea lui Dumnezeu, dragii mei, când vine vorba de ceea ce Dumnezeu vrea să facă, vreau să vă spun ceva, întotdeauna când Dumnezeu are un plan, Dumnezeu își duce planul la bun sfârșit și Dumnezeu o face, e adevărat prin oameni, dar atenție, oamenii se pot schimba, dar nu și planul lui Dumnezeu. Cartea Osoa, cum spuneam, începe cu o mormântare și mai mult de atât, dragii mei, gândiți-vă, Dumnezeu a avut un plan ca să ducă poporul evreu prin se pună în țara Canaan. Ăsta a fost planul Domnului și au zis, Moise, îmi duci poporul poporul în Canaan. Dar Moise alege la un moment dat să-l necinstească pe Dumnezeu și o face public. La stânca, dumneavoastră știți acolo în care în loc să vorbească stâncii, se ceartă cu poporul, lovește stânca și din momentul la Dumnezeu îi spune lui Moise, vină -o deoparte, ascultă aici, pentru că mai ai în fața poporului, tu nu mai duci poporul în Egipt, predă uh, toată, toată, partea de leadership, predă la Iosua, pentru că tu vei muri. Îți ai rămas bun, îți arată ultima privire de la etajul 230, de sus, de pe muntele Neco, uite-te bine, ăsta e pe cananul, dar tu nu mai intri. Ce înțelegem de aici? Că în lucrarea lui Dumnezeu nimeni nu este de nelocuit. În lucrarea lui Dumnezeu nimeni nu este de nelocuit. La mea, asta e lucrarea lui Dumnezeu. Cred că cel mai nesănătos principiu pentru o biserică, pentru o comunitate, ar fi să stea într-un om. Să depindă de un om. Indiferent că e pastor, indiferent că e nu știu ce lider, Dragii mei, în lucrarea lui Dumnezeu nimeni nu este de înlocuit. Asta am văzut de aici. Vă zis Dumnezeu lui Moise, pentru că n-ai respectat ce ți-am spus, nu tu vei duce poporul, ci Iosua. Moise moare, dar lucrarea lui Dumnezeu nu moară odată cu Moise. Există oameni, dragii mei, care au impresia că știți, există mania asta pe care o cultivăm de foarte mult ori, bă, dacă nu eu nu merge nimic. În momentul în care tu consideri că nu merge fără tine, ascultă-mă, e 100% că merge mai bine fără tine. Asta e de la Domnul. Luați-o ca prorogie. Când au expulzat regimul lui Mao în 1946, când au expulzat 15.000 de misionari din, China și au zis, afară, aveți termen o lună să plecați dacă nu vă omorâm. Toți misionarii, 15.000 de misionari, au plecat din China în 1946. Știți ce au spus toți? S-au terminat. China e pierdută. Și ce e interesant? Fără aia 15.000 de misionari din Occident, îmbrăcați la costume, în mijlocul unui popor sărac, cu abordări greșite de strategii și strategii greșite de evangelizare. Fără aia 15.000, când ei au plecat, abia atunci a început adevărata trezire în China. Care numără, unii spun, între 100, alții 300 de milioane de credincioși astăzi. Pentru că atunci când avem impresia că nu se poate fără noi, se poate mult mai bine. În lucrarea lui Dumnezeu nimeni nu este de înlocuit. Mai mult de atât, lucrarea lui Dumnezeu, dragii mei, se face prin oameni. E adevărat asta. Că nu cântă îngeria, ci cântăm noi. Nu predică îngerii. Nu stau unde îngerii la welcome. Ești la pontaj, dar nu i vezi. Dar ascultați-mă. Lucrarea lui Dumnezeu se face prin oameni, dar niciodată nu va sta într-un om sau în anumiți oameni. Niciodată nu va sta într-un om sau în anumiți oameni. Iliar, impresa uneori că e singur. Nu mai am rămas, Doamne. Mai sunt șapte mii. Uh, Dumnezeu, dragii mei, poate și fără tine, știi asta? Dar tu nu poți fără el. Hai să spun ceva. Dacă o să ai atitudinea pe care unii o mai au, bă, nu mai mă implic la biserică. Mai fac alții. Uh, eu nu mai slujesc, eu nu mai fac aia, eu nu mai fac aia, eu nu mai fac aia. Ok. Și? Vreau să văd ce faceți fără mine. Nu vreau să văd cum e acum fără mine. Oameni buni, hai să înțelegem un principiu. Dumnezeu poate și fără tine. Dumnezeu poate să lucreze în orice biserică și fără postul tău. Dumnezeu poate să lucreze și fără rugăciunea ta. Dumnezeu poate să, să lucreze într-o biserică și fără predică, și fără cântare, și fără poezii, și fără ce faci tu, și fără banii tăi, că nu vrei să ajungi lucrarea de Dumnezeu. Dumnezeu poate. Dar spun un lucru, tu nu poți fără nimic. Noi nu putem face nimic. Te spărțiți de mine? Ce putem face? Absolut niciun lucru. Ăsta este al doilea lucru pe care vreau să subliniez mai apoi. Se pot schimba metodele, dar nu și principiile. Am zis, dragii mei, că se pot schimba, și asta este o certitudine, se pot schimba oameni, dar nu și planul lui Dumnezeu. Al doilea lucru care se poate schimba, ascultă-mă ce spun, suntem în fața unui an nou, dar se pot schimba metodele. Și am spus asta, e în partea viziunii noastre. Dacă nu merge ceva, schimbăm. Dar ascultați, se pot schimba metodele, dar nu și principiile. Adică vreau să vă subliniez încă o dată, să accentuez încă o dată ceva și anume un lucru. Dragii mei, noi nu avem dreptul să trecem peste ce este scris. Noi nu ne putem permite luxul, dragii mei, să reinventăm dogmele teologice, pentru că ele sunt date de Dumnezeu. Principiile scripturale. Ascultați-mă, dacă o să ne auziți la un moment dat predicând lucruri care nu sunt în acord cu voia lui Dumnezeu, aveți toată libertatea să ne confruntați. În același timp, am toată autoritatea din partea lui Dumnezeu. Dacă cineva în biserica asta va încerca să aducă vreo învățătură străină, am toată autoritatea și responsabilitatea să confruntăm lucrurile acelea cu întreaga echipă pastorală. Nu ne putem atinge de Cuvântul lui Dumnezeu. Suntem mântuiți doar prin jertfa lui Hristos. Nu putem să venim cu fabulații și cu revelații pseudo-închipuite. Trebuie să predicăm cuvântul lui Dumnezeu, pentru că veți cunoaște, a zis Iisus, ce? Veți cunoaște fantasy-ul evanghelic și o să vă schimbe de tot. O să cunoașteți chestii, noi portaluri. Nu, nu, nu. O să accesați noi dimensi. Veți cunoaște, știți ce? Adevărul. Și adevărul vă va face cum? Liberi. Slobozi. De ce spun că se pot schimba metodele, dar nu și principiile? Dragii mei, principiul pe care Dumnezeu ne-l cere din partea noastră și care nu se schimbă este credincioșia. Dumnezeu îi cere lui Moise să fie credincios, dar uitați-vă aici în capitolul 1, cere și lui Iosua să fie credincios. Dar pe de altă parte se schimbă ceva. Cum i-a vorbit Dumnezeu lui Moise? Care este metoda prin care Dumnezeu vorbește cu Moise? Cum? Gura către gură. Dumnezeu vorbește cu Moise 40 de ani în conducerea poporului evreu în tot ceea ce face, gură către gură. Moare Moise și te-ai fi așteptat ca Dumnezeu să vorbească prin aceeași metodă. Și Dumnezeu spune nu. Iosua, fii atent, ce ne place nouă mult pentru costarilor. Iosua, capitolul 1, versetul 8, rog, afișează. Fratele proroc o să spună ce ai de făcut. Nu fii atent, Iosua, avem aici niște proroci și te duci la ei. Când ai o cauză, fie tragi la sorți cu bilețelul, vezi dacă este sau nu. Și dacă nu, avem ceta prorocilor. Iosu, ascultă aici. Ce? Cartea aceasta a legii. Să nu se depărteze de gura ta. Cugeta asupra ei zi și noapte. Adică nu numai o citi, cujeta asupra ei căutând să faci tot ce este scris în ea atunci, fii atent ce se va întâmpla. Când împlinești cuvântul, o să ai și direcție și o să ai și rezultate și o să știi ce ai de făcut. Dumnezeu, sesizați un lucru, Dumnezeu cere același principii, credincioșie și ascultare, dar Dumnezeu schimbă metoda. Dumnezeu schimbă metoda în care comunică cu Moise și mai apoi cu Iosua. Dei e foarte important, dragii mei, să înțelegem că schimbarea metodelor, principiul Dumnezeu nu se schimbă, dar mai apoi schimbarea metodelor nu este niciodată ușoară, dar este, știți cum, necesară. Trebuie să schimbăm anumite lucruri. Dacă ceva nu merge, dragii mei, trebuie schimbat. Uh, cred că am mai spus în biserică cea mai mare rezistență în cadrul unor biserici, au zis, bă, noi nu suntem căște, că zice, fraților, am auzit pe unul, fraților, zice, lumea am adus lumea în biserică, film, transmisie, Facebook, din biserică, păi fraților, dar așa, cum adică? Cum adică pe YouTube să transmis programul la biserică? Dar și, și, erau stâlpi de rezistență, știți până când? Până când a venit pandemia. Și dintr-o dată la toți o trebuie, a fost o criză de camere de luat vedere și de filmări. Toată lumea, nu știu, frate, nu știți pe careva care care are camere video și că vrem să nu și noi să transmitem la biserică, că se uitau toți în altă parte. Dintr-o dată criza i-a învățat pe oameni că trebuie să schimbe ceva. Și dintr-o dată cei mai mari opozanți ai rețelor de socializare și ai transmisiunilor au fost mari fani dintr-o dată. Am surprins o scenă la un moment dat pe minunata lumea pandemiei când erau transmisiile acelea de ac unii de acasă, știți? La un moment dat, un păstor, era el cu nevasta, nevasta transmitea, el era acolo și pregătea acolo să uita în cadru, nu știa că indirect ai treabă cu directul, dar la un moment dat îi surprinzi când, bă, nevastă, bă, dar la noi sunt mai mulți? Cât să uită la noi și cât să uite la ăștia alții? De el era live în direct. Știi? <laughs> ce vreau să vă spun, dragii mei, este că dacă știm să folosim tot ceea ce Dumnezeu binecuvântează să existe, dacă știm să le folosim corect, vor fi beneficiile noastre. Cunosc un caz a unui prieten, la, din, la unui prieten, coleg pastor, un om s-a întors la Dumnezeu după ce a ascultat 385 de predici într-una. Nu au avut nicio treabă cu pocăiții. Asculta într-o zi pe domnul Salam, și nu știu cum, de pe playlistul ăla de la YouTube, o intrat la un moment o predică și predica el l-a șocat. Și a intrat a doua predică și a treia și a pata la pata predică era predat cu fața la pământ. O venit nevasta, bă, ce ai pățit? Bă, m-am pocăit, m-am întâlnit cu Dumnezeu. Doamne, ferește, ai ce ai pățit? Trei și ascultă. O pus -o și pe nevastă să asculte predici. Vă trei predici în ziua aia. Finalul zilei, am un doi plângând cu fața la pământ, trebuie să ne pocăim. După 385 de predici, ascultate, ascultați într-o de zile. El cu nevastă s-a venit la prietenul ăsta meu și o zis, vrem să ne botezăm. <laughs> bă, stai, stai, stai la noi zice, nu, cateheze am înțeles, ce, trebuie să vedem dacă știți bun, zice, și am început cursul de cateheze pe ăștia ei mei, zice, erau masterați în teologie, cu după 385 de predici, erau mai buni, bă, pe voi vă bag. nu mai veniți că vă botez, ați, tot ați înțeles pentru că doamne buni, nu trebuie să ne cramponăm în metode dar trebuie să ne păstrăm principiile și ultimul lucru și vreau să vreau să facem tranziția mai apoi spre, spre momentul acesta super de părtășie o alt lucru, e anul nou bisericesc, da? Te gândești la anumite certitudini. Care mai fi o altă certitudine? Și care este o altă certitudine mare? Se pot schimba circumstanțele în care vom trăi, în care vom sluji, dar nu și promisiunile. Se pot schimba circumstanțele, dar nu și promisiunile. Dumnezeu îi spune lui Iosua în versetul 5, ascultă aici, Iosua, știu că ți-e groază, știu că n-ai chef, ia Doamne, s-a gândit o sobă, ce greu e eu folul să acum asta, de ce greu să-mi fie mie. Asta e un popor răzvrătit, ăștia vor numai ceartă toată ziua. Ce mi-a trebuit mie? Probabil că o sunt acasă, o să nevasta, Bă, ce ți-a trebuit? Leadership s a trebuit. Și Dumnezeu știe că eu a îngrozit și că e speriat. Și Dumnezeu îi spune, cea mai frumoasă expresie pe care o poți găsi în Scriptură, eu voi fi, uitați-vă, în mirul cu versetului. Eu, zice Dumnezeu, ce? Cu cine voi fi? Cu tine o să cadă bursa sau nu, eu o să fiu cu tine. Că o să ți se mărească salarul sau nu, eu o să fiu cu tine. Că o să ai probleme de sănătate, Dumnezeu spune, ascultă aici, eu voi fi cu tine să nu uiți asta. Că poate o să vină o prigoană, Dumnezeu spune, eu voi fi cu voi. Dumnezeu va fi cu noi, dragii mei, ascultați-mă, se pot schimba circunstanțele, dar nu și promisiuni. Dumnezeu spune, voi fi cu tine. Uitați-vă la Iosua, e ceva diferit și de-aia și îngrozit în același timp. Dragii mei, se poate schimba un, locul în care ducem. Se poate schimba locul vieții noastre. 40 de ani Moise a slujit unde? În ce loc? Pustiu. Și te obișnuiești după 10 ani, tu te obișnuiești cu pustiu. Mai să îți vine mana, food panda acolo în fiecare zi. Dacă te obișnuiești. Delivery din cer. Dar după 40 de ani, zice uh, Dumnezeu, Iosua, Domnul să fie cu tine, eu voi fi cu tine la drum, la treabă. Doamne, dar stai, uh, nu mai suntem în deșert. Aci știu, de 40 de ani am bătut locul ăsta, îl știu, cam, 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 cam palmă. Uh, Iosua, locul tău se va schimba. Locul tău de slujire se va schimba. Vei sluji în Canaan. Va trebui să cucerești Canaanul. De la oamenii care să trezesc dimineața și coleg mana din cer la oamenii care trebuie să lupte pentru pâine. Se schimbă, se schimbă locul în care slujim Poate că Dumnezeu te pune într-un alt departament Poate că Dumnezeu te duce la un alt nivel Dar nu uita un lucru Se ar putea să se schimbe circumstanțele Poate locul tău de muncă să fie unul total diferit Poate vei într-un alt anturaj Poate e mai greu, mai dificil Dar nu uita un lucru Nu se schimbă promisiunile Dumnezeu zice și dacă o să fii în șomaj, și dacă o să fii în cel mai greu anturaj posibil la facultate sau la liceu. Ascultă-mă ce spun. Dumnezeu ne-a promis, eu voi fi cu tine eu să ascult aici, când o să stai în fața zidului erihonului, când o să stai în fața armatelor puternice ale poporilor cananite care sunt armați până în dinți, când o să stai în fața lor și când o să te amenințe și când o să spună că uh, uh, n-ai nicio șansă, să nu uiți un lucru eu voi fi cu tine, eu o să fiu cu tine și la plecare și la venire eu voi fi cu tine, am o credință am o certitudine, dragii mei, că anul ăsta se pot schimba circumstanțe dar nu se schimbă promisiunile lui Dumnezeu, eu sunt cel ce sunt, azi Dumnezeu, și în asta e constanță și e promisiune extraordinară. Nu mă schimbă Dumnezeu. Ce se mai poate schimba? Luptele. Se schimbă poate locul, se schimbă luptele. 40 de ani aproape evrei s bătut între ei. Acum nu mai e Egipt, în pustiu pe acolo, zice Biblia. Dumnezeu, să știți, că o răscoală, scoale, să certau 40 de ani, toate luptele cu preponderență au fost interne, intestine. Nu m-am trăit sub tot. După 40 de ani, zice Iosua, se schimbă treaba. Vom avea de luptat cu poporul cananite. Va trebui să cucerești toți. Da, unele ziduri ale Ionului se vor prăbuși, numai făcând worship. Dar unele vor trebui luate cu asalt. Și va trebui să înveți să lupți, să fii un războinic. Se pot schimba luptele, dragii mei. Dar aceeași promisiune a lui Dumnezeu rămâne. Eu voi fi cu cu tine. Eu voi fi cu tine. Credeți că Domnul va fi cu noi anul ăsta? Eu am toată credința și toată convingerea în direcția asta. Oameni buni ne așteaptă o nouă dimensiune, ne așteaptă un an nou. Dumnezeu va fi cu noi. Asta este cert. Un lucru știu. Poate că vor fi oameni care o să se mute, oameni care vin, oameni care pleacă, dar ascultați un lucru, planul lui Dumnezeu rămâne. Planul lui Dumnezeu rămâne, gloria lui Dumnezeu. Dumnezeu rămâne, ascultați-mă, credincios că în același timp și principial, dragii mei, al tuturor lucrurilor pe care le-au spus. Se pot schimba mai apoi metodele, dar nu se vor schimba niciodată principiile, pentru că Dumnezeu rămâne neschimbat, cuvântul lui la fel. Mai mult de atât, dragii mei, se pot schimba circumstanțe, dar nu și promisiuni. Dumnezeu va fi cu noi oriunde. În orice circunstanță, în orice situație a vieții Domnul va fi cu noi. Și pentru că Domnul va fi cu noi și pentru că a fost cu noi. Haideți să, haide să venim să ne închinăm Lui în acest timp. Haideți să ne o picioare. Vreau să ne pregătim, dragii mei, pentru momentul acesta culminant al părtășiei. Să avem această frumoasă, minunată, cea mai mare sărbătoare a Bisericii creștine de pe pământ. Cina Domnului. E poruncită direct de către Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să nu o facem în grabă, aș vrea să ne, să ne închinăm Domnului în acest timp, să ne rugăm Domnului, să ne cercetăm Domnului înaintea lui Dumnezeu și să, să avem un timp de zidire spirituală și mai apoi să ne împărtășim cu trupul și cu sângele Domnului.